Deci, aici vă spun, s-a început de la fotbal, de la dezastrele astea totale, deci la înfrângerile astea în fața lui Atletico Madrid. Și, bineînțeles, nici condiția fizică nu era. Am scris o altă carte cu părinții, deci culturismul pentru începători, și atunci s-au făcut primele scaune din astea, să spunem, multifuncționale pentru culturistul amator, dar care putea să lucreze în apartamentul lui cu greutăți, să spunem, până la 300 de kilograme pentru picioare și mai mult, chiar dar nu aveam până la 600 de kilograme, nu aveam asemenea halterofili, deci s-a lucrat foarte mult și s-a văzut că într-un apartament, deci, poți să faci culturism de foarte mare performanță la nivelul de Mister Olympia. Așa a apărut și o mică școală de culturism acolo. S-au introdus greutățile și la fotbaliști, deci trebuie să ai practic un piept foarte puternic, pectorale foarte dezvoltat, să ai un sluj puternic, practic, când driblezi, să detonezi acolo extrem de rapid, ca să poți să driblezi. Practic, românii nici nu știau să dribleze. Era dezastru, supra-dezastru, deci Steaua a fost să învinsă cu 8 de la 1 acasă, am trezut tot de Atletico Madrid. Dinamo cu 11 la 1, era un dezastru total, un supra-dezastru, un supra-dezastru, un fotbal, oamenii ăștia au fost la Ceahlău odată cu 32 la 1, cine mai era Baia Mare, numai scoruri din astea de handbal erau, și bineînțeles când s-au luat s-au făcut aceste măsuri, iar au început să joace și românii, s-a introdus culturismul, să spunem, în masă, aici s-a încercat. Era un domn Antonov venit de undeva, că nu știa nici de unde veniți, că trebuiau aduși culturiști, măcar câte unul, doi de sămânță, nu era prea vorbăreț, mai era încă cineva, care l-am văzut acum. Și iată, s-a făcut o mică școală de culturism cu manualul ăsta care l-am scris, practic lucram câte 10-12 ore pe zi, am spus, fă ceva, ia-ți niște concedii astea fără plată, să plătească altcineva. Am scris mai multe cărți, am lansat la 35 de cărți, dar eu vorbesc, acum mă refer numai la cartea asta despre culturism. Deci încet, încet, deci s-au realizat mai multe scaune multifuncționale, primele din România, nu era nimic în România, până la urmă s-a ajuns că primele din lume au venit de prin Statele Unite, pe acolo, niște oameni și au apreciat lucrul ăsta, bine, au apreciat, dar nu erau mulțumiți că începe să se dezvolte o cultură sportivă și la noi în țară. A fost ceva extraordinar totuși. Deci, practic, lumea aici nu știa nimic. Scaunul multifuncțional, după asta, a fost privit, să spunem, la nivel mondial ca ceva extraordinar. Eu i-am spus lui Time Harbour să mai scoatem cărțile astea. N-a vrut, n-a vrut. Asta vreau să spun, că omul tot dădea înapoi, dar cartea a fost excepțională. Excepțională. Implica tot, practic, și dejunul culturistului. Se foloseau foarte mult aceste lucruri pentru prima dată introduse în România, de storpătoare de fructe. Deci, culturistul trebuia, practic, să nu fumeze, să bea foarte multe sucuri de fructe. Iată, să încerca să se elimine fumatul, să spunem, lumea practic stătea pe la mici băuturici, pe la diferite cafele și diferite țigări, să spunem, fumate, și acum să încerca să se introducă în România, să spunem, un om mai solid, mai înalt, mai modern. Unii spun că au fost bătuți primii. Da, au fost bătuți primii culturiști. Ce să faci? Sunt probleme foarte negative aici în țară și erau și atunci,
Atacau, dacă atacau 5-6, un om din ăsta, toți erau de golănari din ăstea, cu diferite stilete, cu diferite rângi. Au fost bătuți, dar până la urmă s-a văzut, erau și spioni, și fi undeva să-i leacă pe acolo, să spunem, sectoriști, erau spioni, duceau la comandanții de poliție locali, deci prin Piatra Neamț, prin Iași, și prin București și duceau, din păcate, și la șefii ăștia IGP-ului. Deci, până la urmă au fost schimbați ca spion și iaca a mai răsuflat țara asta ceva. Au fost depistați golănașii ăștia cu bandele astea suspecte, să spunem, care ajungeau până la 18, 20, 25, 30. Și, bineînțeles, s-au făcut și echipe de sportivi în care au fost zdrobiți. Dar eu vă spun că la bază erau spioni. Spioni erau toți și bandele astea de golănași erau toți spioni și, din păcate, și poliția care nu intervenea erau toți spioni. Împreună cu șeful IGP-ului.